Tulburările de alimentație vor deveni în câțiva ani o problemă de sănătate publică la nivel mondial. Anorexia, bulimia, mâncatul compulsiv sau ortorexia reprezintă refugii pentru tot mai mulți oameni, în special adolescenți. Cum identifici o tulburare alimentară și ce faci când mâncarea devine ultimul tău refugiu? Aflați sâmbătă la Ai grijă de tine, alături de psihologul Ion Duvac, Daniela Gheorfi și consultantul în nutriție și fitness Cristian Măgărit. Vorbim și despre remediile naturale în cazul alergiilor la copii, sănătatea colonului și vă arătăm cum mascați ușa cu ajutorul machiajului. Sunt Carmen Brumă și vă dau întâlnire sâmbătă de la ora 11 la Ai grijă de tine!